Doamne, domnișoară și domnilor, bine ați venit la podcastul Antonio Fi 24. Invitatul special din această ediție este nimeni altul decât... De Decât eu, cum eu, dacă eu sunt aici, bun găsit, ceau! Băi ce mișto să-mi fac intro la podcastul tău, ești păi, nebun cea mai tare chestie, oricum mai bine de atâta nu se putea no, adică okay. Cred că o să fie cea mai tare intro din tot ce o să însemne Dar știi deci, de că n-am făcut asta niciodată, să mă prezint tu. pe mine însumi, gen, adică în emisiunea altuia păi, În emisiunea păi. mea, prezint eu invitatul, știi, dar acum că sunt în, în podcastul tău M-am luat și după micuțul să spun podcast, băi, e podcast. podcast It's fucking podcast, not podcast că o, o mai, cea mai tare voce de podcast, de radio, de, bun, de vedere. Asta e cel mai mișto compliment. Băi, eram odată, pe scurt zic, într-un aprozar. Cumpăram niște fructe. Bună ziua, vreau și eu două chile de mere. Și femeia ridică așa privirea, zice, sunteți domnul Vali Bărbulescu, nu? <laughs> zic, da. Zic, mă știți de la televizor, zic, m-ați recunoscut. ce nu, după voce v-am recunoscut, de la radio. Atât. Mamă, zi, femeia de la poștă deci femeia avea 60 plus de ani la modul ăsta Băi, vocea de-a vocea, de lungul anilor, știi, dacă stau cum să mă gândesc vocea m-a ajutat foarte mult și m-a ajutat vocea în ideea că întotdeauna mi-am putut exprima gândurile, sentimentele, cunoștințele trăirile uh, imperativele din viața mea, mi le-am putut exprima aferent. Adică, gen dacă ai o voce de aia, gen subțire așa, și tu unu, la unul, băi, băi, vezi că vin la tine, te tai! De putea... Și altceva dacă te supără și spui, băi, ce morții mătii! <răzări> Cine e? Știi? La, la, la modul ăsta. Nu știu, cred că, cred că e mișto să ai voce mișto. Da, te-a ajutat și te ajută, dar pe mine m-a impactat. E... Spunea, de... Spuneam de mult că... Mă rog, aveam un dictor... Apropo, zic o chestie faină acum yeah, și zic. te lovesc cu ea. Zic. Deci tu când erai deja DJ-ul anului, 30 de ani, cred că uh -huh. aveam 15 ani. Adică vrei să zici că-s bătrân? Nu, no, pur și simplu că te urmăresc de mult. <laughs> Bă, <laughs> Băi, mersi frumos! Și aveam mă onorează, mă onorează. Aveam, aveam o chestie, mergeam uh, în Costinești și efectiv nu eram obișnuiți. Deci, tu gândești, uh -huh. acum 15 ani, nu eram obișnuiți să zi, spui, băi, bagă muzică X. Uh -huh. Și ți venea prima fază, îți venea că cântă Vali Bărbulescu Când, seara da, asta. La, da, da. Cântă Vali Bărbulescu în seara asta la tine. Îți da. zic da. eu mai tare? Eram la Chișinău și eram într-un bar înainte de gig și a venit o spătară, zice, în seara asta joacă Vali Bărbulescu. Zic, cum mă joacă? Zic, ce zici eu? că Ei traduc play din engleză, to play music, știi? Ei traduc să joace muzică. Și în club când am ajuns, mi-a zis uh, șeful de sală, zice, domnul Vali, a spus patronul să jucați ceva mai vestit. Adică să pun ceva mai cunoscut, mai mainstream, mai comercial, știi? Zic, să joc ceva mai vestit, ok. Ok, e bine, e bine. Intro-ul e intro foarte, foarte bun. Băi, de la început eu vreau să zic așa, în primul rând, mulțumesc pentru invitație. Și îți mulțumesc foarte mult. Mă, mă onorează când oamenii mă invită în chestii miștocul. Cool. Podcasturile în România acum, în momentul ăsta, sunt uh, avangardiste, dacă mă întreb pe mine, că nu sunt foarte multe podcasturi de calitate. Nu e ca în America, unde toată lumea are un podcast la cost de stradă, unul face un podcast de religie, de bă, nutriție, de bă, nu știu ce, de exact. politică, Deci de, de la noi, oamenii care fac acum podcasturi. Și din fericire mă număr și eu printre, printre ei. Sunt avangardiști, sunt vizionari, vor să deschidă, vor să lărgească cumva spațiul ăsta de, de înțelegere și, uh, știu eu, zona de exprimare. Podcastul pentru mine, de exemplu, e cea mai mișto chestie pentru că poți să alegi când ai play, când te uiți, cât asculți și ce anume vrei să consumi ca și conținut. Absolut. La radio când deschizi, îți bagă la playlist. Da, 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 nu știu ce, vine, unul vorbește. Nu poți să alegi, știi? Iar la emisiune la fel, când e în direct pe televizor, te uiți dacă îți place bine, dacă nu, nu. La podcast poți să te abonezi pe domenii de activitate, pe personalitate, pe invitați, pe topicuri și așa mai departe. Deci, mulțumesc pentru invitație. Și eu îți mulțumesc foarte mult pentru că ideea acestui podcast este de a avea personaje, oameni faini, uh -huh. oameni mișto care au făcut ceva cu viața lor. Și în momentul în care am făcut așa o listă de primi invitați și în momentul în care am zis, băi, Vali și în momentul în care ai zis da, vin, am zis uh -huh. băi, super tare e ceva minunat pentru că ești unul din oamenii pe care unul, eu îi apreciez oamenii îi apreciază și n-ai făcut performanță doar într-un domeniu, ai făcut în mai multe domenii uh -huh. ceea ce reflectă un pic personalitatea ta și drive-ul tău și parte din acest podcast este să scot de la invitați acel drive pe care îl au și a făcut ceva cu viața lor uh -huh. și s-au dus într-o anumită direcție pentru că majoritatea oamenilor în momentul de față sunt confuzi nu știu ce pasiune au, nu știu în ce direcție merg, uhum. tu ți-ai găsit pasiunea de mic, după aceea ți-ai redescoperit alte pasiune, ai mers înainte, ai făcut performanță în mai multe uhum. și eu sunt sigur că mulți oameni care ascultă și apropo foarte multe mesaje pozitive și mulțumesc celor care ne-au dat uhum. mesajele din primele două podcasturi, pentru că am reușit să scoatem în evidență de la invitați acele lucruri care contează ca tu să poți devii o versiune mai bună a ta. Uhum. Și normal, toți le avem pe toate, plusuri, minusuri, nimeni nu-i perfect, dar tu ești unul din românii care face ceva fain pentru țară. Bă, secretul, secret, toată lumea mă întreabă secretul. Oamenii vor rețete, oamenii nu mai vor să muncească, să ajungă undeva, vor să nu ia, să ia, ia cineva să-i pună acolo. Cum e cu fitness-ul? Bă, vreau să fiu așa, stripped, știi, slab, puternic. Bă, trebuie să muncești, trebuie să vii la sală, trebuie să ai disciplină, trebuie să ai voință, trebuie să mănânci aferent, să rupi sala, să, să, fii determinat, să ai mindset. Să... E, sunt multe lucruri care te duc în postura aia pe care o visezi tu. Secretul la mine, scuze că mi este guma, o să o, o pun aici pe, pe pe colțul o pun pe colțul mesei. Vezi ce înseamnă să ai microfoane bune, unidirecționale, direcționale, frumos, dacă mă duc aici, nu mai am elegant. Deci, secretul este că întotdeauna, bă, dar întotdeauna în viața asta, 45 de ani deja, am făcut ceea ce mi-a plăcut. Iar ceea ce mi-a plăcut să fac, am făcut cu atâta determinare, cu atâta pasiune, cu atâta muncă, sacrificiu, încât să ajung, dacă nu cel mai bun, să ajung cea mai bună versiune a mea în acel domeniu. Indiferent că e vorba de radio, de televiziune, de muzică, dj fotografie, antreprenoriat, orice. Inclusiv eu ca bărbat îmi doresc să devin în fiecare zi cea mai bună versiune a mea. Îmi doresc să evoluez. Iar pasiunea și faptul că n-am făcut compromisuri foarte mari. Puteam să fac o sumedenie de chestii, puteam să vând droguri, să fiu dealer. Și acum eram super magnat și eram pimp și eram cu uh, 20 de pizde și eram uh, cel mai șmecher. Nu, am avut, ale am avut opțiunea asta și am făcut o alegere la un moment dat în viață. Puteam să intru în politică. Mi s-a propus de nenumărate ori să intru în politică. Pentru că știu să vorbesc, pentru că am o educație, vorbitul mișto vine și oamenii nu înțeleg chestia asta din păcate, vine la pachet cu o educație. Nu poți doar să vorbești mișto, că tu nu știi despre ce vorbești. Adică nu ești un robot. Tu trebuie să trăiești, să simți lucrurile despre care vorbești. Iar la mine, slavă Domnului, vin cu o educație. Că sunt alea două biblioteci pe care le-am citit când eram mic. Că sunt alea nopțile alea zeci, sute de nopți pierdute pe tutoriale, pe uh, YouTube-uri, pe uh, filme și așa mai departe. Nu știu că o fie doar experiența de viață, că m-am lăsat în, în, acest, în acest val, în această vrie. Oamenii, în general, o pun rezistență. Ceea ce e greșit. Oamenii trebuie să se lase. Eu am o vorbă. Dacă ceva poate să te oprească, lasă-l. Lasă-l să te oprească. Iar dacă nu poate să te oprească, bă, mergi mergi o mergi înainte. Mergi înainte și ești, ai trecut peste chestia aia. E, și în relație, inclusiv în relație, e, e aceeași situație. Universele leagă exact cum trebuie să fie lucrurile de cel mai mult Da, cred, cred în, în destin, cred în, cum spun arabii, mactub, cred în, în harta predestinată, însă cred că în momentul ăsta al existenței noastre pe această planetă avem un dram de liber arbitru. Un dram, nu mult, dar dramul ăsta de liber arbitru ne poate da o putere enormă. E ca alegerea aia între folosesc 5% din creier sau mă duc și fac uh, trei ceremonii cu ayahuasca și încep și folosesc 7% din creier. Îmi eliberez 2% prin ceremoniile alea sau prin orice altceva. Iar asta cred că ține de liberul arbitru. Știi, să poți să faci ceva cu viața ta, să alegi să faci ceva. Că dacă doar te lași așa în voia destinului, ok, este un destin, el este. nu, Indiferent că vrem sau nu vrem, dar parcă nu te bucuri, parcă nu ești tu, parcă nu ai o identitate, parcă nu se întâmplă lucrurile într-un fel. Ei, imaginează-ți un Vali Bărbulescu care nu era să văd, lucrezi la Lidl. Văd că ai închis, a închisat pe ai pe tu, gata, vorbim fără întrebări. <laughs> în imaginează-ți un Vali Bărbulescu care lucrează la Lidl 10 ani, 15 okay. ani. Adică... Nu e nimic rău să lucrezi e la Nu e nimic Lidl. rău, dar dar dacă ești din zona de confort, lucrurile se întâmplă, știi? Și cam asta a fost la tine. Cum ai început tu? Tu la 15 ani te-ai apucat de dj uh -huh. și... Uh, ai e... citit aia pe Wikipedia cu platale, sau ce? Da. Că au vândut mașina? Da, asta, da. da, și că... E, e un adevăr acolo, să știi. Nu, e, e un pic... Nu știu cine a scris wikipedia dacă ăla, că nu l-am scris da, eu. ideea că pe Wikipedia mai mulți oameni -a. scriu o să lucruri, okay, okay. o să adauge... Păi și eu nu și... pot să zic, bă, nu e adevărat? Mă, în principiu, dacă nimeni n-a contestat, înseamnă că a. acolo rămâne, știi? Okay. Și în principiu trebuie să intri. De ce așa? Mereu m-am întrebat. ce a scris până mine că mi-a vândut mașina? Ok, am vândut mașina la un moment dat. Sună așa tragic, știi, bă, bă, și-a vândut mașina da. și un rinix să-și ia platane. Uh, Ți-a niște platane bune. Da, da. Erau 1200, niște technicsuri. Nu. Ideea este că orice orice performanță în orice domeniu se face cu sacrificiu. Țineți minte asta oricât de, 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 ușor ar părea din exterior, da, am ajuns acolo, s-a pe Everest. Eh! Bos, ăla s-a antrenat 10 ani ca să ajungă pe Everest. Iar în momentul în care s-a aflat cu 10 metri înainte să ajungă la cel mai înalt vârf, a avut, sunt convins că oamenii care au ajuns acolo cu 10 metri înainte sau cu 100 sau, I nou, cu un kilometru, au avut momentul ăla în care au zis, bă, nu mai pot. Bă, mă întorc. Bă, îmi picioarele. Gata. Mor. E, și în momentul ăla, ceva din ei le-a zis, bă, vezi că mai poți. Au depășit partea aia și au ajuns în vârf. Au, 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 atins acel vârf. Ai avut momente din astea? Da. Multe. Și ca DJ, și ca fotograf, și, și... și ca om, în Ca om... Um, o să spun o chestie pe care n-am povestit-o foarte multe ori. Uh, a venit un moment în viața asta când uh, în anul 2000 a murit Taică-mea taică era marinar și el întreținea doar familia, Maica mea, uh, fratele meu și sora mea nimeni nu muncea, nimeni nu aducea niciun venit în familie. Așa era moda, așa se purta. Bărbatul marinar ținea familia. Eu plecasem deja la București, eram independent, financiar și așa. Momentul în care am murit taică și eu am rămas responsabil 100% de familia mea, mamă, frate, soră, ăla a fost un moment în care prima reacție a fost, bă, nu pot, nu pot, mă, m-a copleșit asta, cum să fac eu, cum să-mi întrețin familia, cum să o eu pe mama, pe frate meu, era mic, mea. Adică, și zi, bă, nu pot. Și în secunda aia cumva m-am ridicat și am zis, bă, nu se poate să nu pot. Nu există să nu pot. Trebuie să fac ceva astfel încât venitul meu de acum să susțină această familie. Nu doar venitul, că nu era vorba doar de bani. Toată de puterea toată de a menține imi. o familie unită. De puterea să-ți să, să, să ții, să ții frații să nu ia razna. Ăla să ajungă bă, bă, drogat, alcoolic și nu știu ce și alta să se ducă pe centură. Și mama la nebuni. Se putea întâmpla chestia asta, nu? După această tragedie. Dar eu am avut puterea atunci să mențin această familie unită. Lucru... Aveai atunci? Uh, 25. Câtează. 20... Stai, nu. 23. 23. Da. Ce de ce? da. E, o vârstă, e o vârstă care... E o vârstă în... unde... Cum vârstă să grea. Vrei să-ți iei zborul, să fii tu, să nu mai... Dă... Să n-ai nicio responsabilitate. Eventual să-ți dea ei... Să vină mama, tata, Filipen. ia mă mică de aici, uite, îți luăm și ne un BMW M5, că faci tu 18 ani. Dar momentele astea de, de cruce și răscruce, la propriu, sunt cele care te definesc, cele care te ambiționează, cele care te fac mai puternic. Eu ne am spus în ora mai tiner, bă, învățați că viața este, sau, mă rog, spam dintre, uh, amvergura din unei vieți, este compusă de intervalul dintre cea mai nasoală experiență și cea mai frumoasă. Corect. Tu dacă știi că cea mai nasoală e să n-ai bani să-ți iei Balenciaga și cea mai frumos e să te duci să ai masă la loft, atâta e, nu? Ei, în momentul în care îți moare cineva, în momentul în care rămâi într-o situație de genul ăla, în momentul în care te confrunți cu o boală, în momentul în care depășești o condiție uh, psihică, de, sunt multe lucruri care pot se du, pot duce foarte mult în partea asta a, a îngrozitorului. În momentul în care ai o decepție în dragoste. Eu am trecut recent printr-o printr situație traumatică. Nu m-am pus să povestesc acum să mă dau martir, dar am trecut printr-o traumă enormă. Enormă. E, momentul ăla se duce foarte mult în partea stângă, către nasol. Pe de altă parte, bucuria la fel. Bucuria nu e bucuria neapărat că îți poți cumpăra un BMW 5 Bucuria poate să fie bucuria unui copil. Poate fi o realizare, poate fi un vis pe care ți-l îndeplinești după 20 de ani. Ei, și atunci te duci foarte mult în dreapta. Viața ta este între aceste două extreme. Cu cât ele sunt mai îndepărtate, spui, bă, nu mai pot, nu pot să trec peste faptul că am fost părăsit. Am fost înșelat, am fost trădat. Nu, nu poți să treci. Bă, poți să treci. Iar unul care treci și lași în stânga chestia asta, deja vezi cum se expandează, ți se mărește intervalul de de, de înțelegere. Și cumva reacția ta la stres în situațiile de, de urgență, de neplăcere, de dezamăgire. Mă uitam acolo că, că am dat stop, n-am dat stop. Să-mi spui, eu nu că îmi dăm stop. Avem 29 de minute. Să... Așa. Deci cumva reacția ta față de stres a fost una importantă în etape importante în viața ta, inclusiv cum ai zis acum, până la urmă puteai să i spui „Bă, Antonio, nu ne vedem că am trecut prin o chestie, două încăcată oh. și adică... Amenințarea uh, poate să fie sau nu reală, în orice context, în orice situație. Frica este o alegere. Corect. Poate să vină brontozaurul să te fugărească. Ce faci? Dan, te te, te siderezi și te așezi și zici gata, mă e frică, mor aici, mă mănâncă asta? Sau zici, bă, fug, jan, sau iau un par și dau un cap. O ale e o alegere, știi, întotdeauna frica e o alegere. Bă, începe cu tremurul. ce fac? Mă panichez și mă arunc la etaj? Sau mă gândesc, bă, stai puțin, ce poți să-mi cad în cap? Biblioteca, pam, 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 unde? Stau lângă perete, dacă se prăbușește. Zang, zang. Adică să faci alegerile astea aferent. Și nu? care e partea tare? Că inclusiv ai zis, am trecut printr-o dezamăgire. Sentimentală sau s-a întâmplat ceva. Doi ani de acum o să spui băci, s-a întâmplat cea mai tare chestie din viața mea. Cea mai tare. Cam așa se întâmplă de fapt, știi? Pentru că așa par Băi, lucrurile. da, da, Așa da. par lucrurile. O să vreau să scriu, la un, să scriu la un moment dat o carte despre această situație. E o situație unică în viața mea. Uh, o, o situație în care am fost și trădat și mințit și... Uh, am simțit și într-o bătaie de joc și într-o... într-o chestie atât de ostilă încât, da, îți vine să spui că nu poți continua și îți vine să spui că lucrul ăla te va urmări și te va, te va doborâ toată viața și că nu o să mai fii capabil să simți, să iubești, să ai încredere în oameni. Asta se întâmplă sentimental și chiar aș vrea să, să, să pot la un moment dat să am timp sau nu știu, drive-ul necesar să scriu o carte pentru că lucrurile nu stau chiar așa. Așa cum nici într-o profesie lucrurile nu stau chiar așa. Oameni care au fost dați afară dintr-un job pe care îl considerau uh, nu știu, jobul vieții lor și vocația lor s-au trezit excelând într-un domeniu la care nici nu visau. Absolut. Și atunci, nu, nu, din nou, e vorba de o alegere. E vorba de cum reacționezi tu la ce îți vine din exterior. Bă, vreau să reacționez așa, vreau să plâng. Ok, plângi. Și ce se întâmplă? Când moare cineva, plângi, nu? Bocești? Și aduci persoana aia înapoi? Nu. La fel și în, și în dezamăgiri, la fel și în, 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 în situații de genul ăsta, ostile din viață. M-a dat șef afară, m-a concediat, ce fac? Mă duc să mă spânzur, că nu mai am unde să lucrez. Nu, stai o zi, două, trei, te gândești ce știi să faci, ce vrei să faci. Îți găsești pasiunea, vocația. găsești cația. pasiunea, faci un lucru pe care uh, alți oameni nu-l înțeleg, pe care nu-l apreciază, pe care nu-l nu poți monetiza, dar la un moment dat vei vedea că uh, va veni cineva să-ți dea niște bani neaștepta de mulți pentru ceea ce faci tu, un lucru în care crezi. Fii atent ce îmi place maxim la tine. Deci pentru toți cei care ne urmăresc, tu efectiv reflectezi această dezvoltare personală prin viața ta. Deci asta înseamnă da, dezvoltare trec, personală. Da, deci, când ceva te întreabă ce e dezvoltare personală, uite, cuvintele pe care tu le-ai spus, ai spus, băi, provocări, de ceu, motivația, uh -huh. cum, îți, cum depășești Na, frica, cum, cursuri, depășești, știu, nu știu. cum depășești și-ți învingi temerile, dar inclusiv dezamăgirile, cum mergi înainte, asta înseamnă dezvoltare personală și asta înseamnă să nu se treci prin viață ca prin apă. Uh -huh. Nu, asta nu, niciodată. Viața chiar dacă te lovește, te face mai puternic. Gândește-te că dacă tu, totul era limpede de la tine, tu nu erai vali care astăzi. Inclusiv realizările pe partea de muzică, pe partea uh -huh. de, de foto, pe partea de radio, pe partea și realizările pe care să le ai. Pentru că la un moment dat tu o să spui, băi, uite ce s-a întâmplat de la 40 și un pic până la 50. Wow! le uh -huh. Lucrurile se dezvoltă Știi că am exponențial. Trăit sindromul impostorului, se cheamă? Știi ce înseamnă? No. Înseamnă când ai niște realizări atât de mișto și atât de mari și atât de frumoase, crezi că le meriți. încât crezi că pă, nu le meriți mai mult decât că e o greșeală. Știi că cineva te-a pus în locul ăla, zice, bă, uite, cum am, cum am făcut eu să în prima oară când am publicat în Vogue. Vogue e cea mai cunoscută revistă de modă din lume. Și prima oară când am publicat cu ei, a fost un job pentru un online și apoi și în print. Și zic, bă, cum adică un băiat care eu m-am apucat de fotografii așa, că pozam gagici în camere de hotel după ce puneam muzică și am ajuns să pozez pentru revista asta, care e cea mai șmecheră din lume, am ajuns să o pozez pe Kim Kardashian, pe Bella Hadid, pe Chiara Ferani, pe... și zic, bă, stați puțin, că nu, nu, e o greșeală, nu eu, da, nu, nu. Și există, ăsta există, adică am trăit eu, eu am trăit, când am primit primul mail, domnule, vino să faci campanie Dolce Gabbana, mondial, în Dubai. cum, eu? Eu sunt băiat din Constanța, ce să fac eu? Sunt fotograf, sunt milio sigur? milioane de fotografi în lumea asta, da. Primul meu job mare în, în Milano a fost a, ce moment nicitom. Eu credeam că voi lucra pe 800 de euro. Așa am, am înțeles din discuție. Și am trimis factura cu 800 de euro, erau două zile. Și am trimis factura cu 800 de euro și am trimis de factura și nu e greșit, ce ați greșit suma. Păi zic, nu, n-am greșit, că am făcut factura frumos, cu intercomunitar, cu contabil, am spus, nu, nu, ce 8.000 de euro. Ah. Zic, cum adică 8.000 de euro pe zi? Da, ăsta e fiul pe care noi... Wow! E. Zic, wow. Băi, dar nu, Stai dai seama că ești într-un moment de la cum adică, de la... Știi? În fine. Oricum, știi care e partea mișto? Deci, eram mic și am mers, am, am mers la... Festivalele, am ascultat uh -huh. muzica ta, am fost la uh -huh. costinești, când ai mai băgat, mama aia, uh -huh. eram fanul tău. Și când am auzit că te-ai apucat de fotografie, nu se pupa la mine. Adică, eu le-am spus prietenilor lui, e o uh -huh. greșeală, nu. Ce treaba... Dar vezi că eu mi-am luat și hate. Deci, dintre oamenii care mă ascultau, veneau la giguri, dansau, se spărgeau pe muzica mea mi-am trimis un mesaj domnule, nu, 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 nu se poate. Ce asta, mă? bă, ce ai făcut? Poți, ești fotograf, să faci nunți. Am făcut și trei nunți, apropo, am fotografiat trei nunți, două în România și una în Italia. Uh, nu e nimic rău să fii fotograf de nuntă. Deci nu e nimic greu, e foarte greu chiar. Bă, de ce greu? Eu, sunt, eu, eu, eu sunt, perfecționist. Deci eu sunt fecioară cu ascendent în scorpion și cu zodia cu chinezesc sunt dragon de foc. Sunt niște zodii total aiurea. Aiurea la modul bun, dar grele. Niște zodii, niște cruci grele pe care trebuie să le duci. Iar perfecționismul ăsta la mine Crede-mă că mă, 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 mă sparge în fiecare zi. Întotdeauna vreau să fiu mai bun, mai bun. Și întotdeauna zic, bă, nu sunt destul de bun. Trebuie să mai muncesc, să mai fac ceva, să mai fiu aia, să fam, pam, pam. În fine, și... Um, ideea este că... Nici nu știu cum, 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 cum să zic. În momentul în care cineva te întreabă dacă iubești mai mult muzica sau fotografia, e ca și cum... Ai avea doi copii și te pune și mas să alegi. să alegi. Bă, alegi. l pe unul la orfelinat. Păi îți jur că eram acasă acum și mă gândeam dacă se întreba asta, știi? Și mă gândeam, de, <laughs> bă, e penibil, bă, dacă îl întreb. Că dacă zice fotografie, dacă îl înjură ea de iubesc exact. muzica. Dacă îi exact. zice muzică, îl înjură ea. Nu e. Secretul este, și de fapt răspunsul este secretul pe care l-am spus la început. Este să faci cu pasiune tot ceea ce faci. Sunt, sunt oameni care la mine cumva eu am găsit foarte multe, foarte multe similitudini între muzică și fotografie. Sunt modalități de exprimare, una e audio, cealaltă e vizuală, dar că există două foarte multe cartă. am sartă. Exact, exact, dar e efectiv și, nu știu, ca și softul de editare. Deci Photoshop-ul seamănă foarte bine cu Ableton premierul seamănă foarte bine cu uh, logicul. Adică sunt sunt niște similitudini, da? Și cumva eu le găsesc adiacente, dacă vrei, complementare, cumva. Dar sunt oameni care fac performanță, nu știu, întâmplărie și uh, fizică cuantică. Aia, nu. Deci secretul e să faci ceea ce îți place și ceea, ceea ce îți place către. să fii mă bun. Bă, muncește-mă să fii bun, mă. Nu te lamenta, nu te mulțumi. Da, câștig 2000 de euro pe lună, lucrez la corporație, sunt stabil financiar. Bă, dar dacă poți face 20.000 de euro pe lună, de ce nu? N-ai vrea să ai 20.000 de euro pe lună în loc de 2000? Asta nu înseamnă că trebuie să fii avar. Nu înseamnă că trebuie să, te, să, să fii sclavul banilor. Sau să faci orice compromis ca să, uh, să câștigi 20.000 de euro pe cadavre, că... exact. Dar poți să faci asta, adică poți să te setezi, să, să ai un mindset aferent încât să câștigi 20.000 de euro pe lună. uite, e chiar o chestie care vorbeam în podcastul trecut. Păi, 70% din viața ta se duce către job tău. Uite, gândește-te la tine. Tu când ai început efectiv să faci bani din muzică? Cât, câți ani aveai? 15 ani. 15 ani. Deci 15 ani. 17 16 ani jumate deja lucram la radio. La 15 ani început, calculează timpul pe care l-ai avut petrecut în muncă și inclusiv în fotografie și cred că ne ducem spre 80% din viața ta. Cu păi da, eu consider că asta, asta mă definește, adică exact. asta, e ceea ce fac, asta e menirea mea. Dar dacă tu aveai un job pe care nu-l iubeai, te iubeai în fiecare zi și te puneai acolo și nu-ți plăcea ceea ce faci și ceea ce ți se spunea nu aveai încredere în ceea ce promovai, și trece viața pe lângă tine, pentru că la finalul vieții, ok, finalul vieții nu e la 60 de ani, dar și la 60 de ani, dacă te întreabă cineva, băi, ești fericit, ești fericit cu ce ai făcut în ultimii 30-40 de ani, știi? Pentru că Eu, ce spui tu are mare legătură știu, și nu doar cu timp, banii. Da. Pentru că contează, băi, ok, mă, dar ai fost fericit, ai făcut ceva ce ți-a plăcut. Noi judecăm așa, Tony, scuze-mă, nu pot să spun, Antonio, am o, am mm, o problemă personală. Da. Uh, Tony, Tony, my man. Noi vorbim din postura unor oameni asumați. Noi vorbim din postura unor oameni ambițioși. Noi doi suntem oameni ambițioși. Ceea ce trebuie să înțeleagă oamenii care ascultă sau văd podcastul ăsta este că această ambiție trebuie să-i definească și pe ei. Altfel vor fi ă, frustrați, vor fi invidioși, vor fi hateri. Înțelegi? Pentru că noi vorbim din postura noastră. Bă, noi asta facem. Noi ăștia suntem, noi nu lucrăm la corporație, nu putem să ne vindem timpul și viața. Noi facem pentru noi, muncim, ne dezvoltăm, avem zile în care nu avem murim de foame, nu avem bani de pâine. Bă, dar mergem mai departe cu visul nostru. Majoritatea oamenilor care judecă și care nu înțeleg ce vorbim noi acum sunt oameni care, în primul rând, n-au puterea necesară, n-au educația, n-au drive-ul, n-au voință, n uh, trăiesc în zona aia de confort a uh, jobului de corporație. Lucrez, mă duc 9-5, acum lucrez de acasă, am pe lună, am rate la apartament, am la și o mașină second-hand și, și, și a e, viața. Un, am mai e viață. Au și un grătar. Nu! Noi, doi, suntem exemplu și de e bine că se întâmplă podcasturile astea, noi trebuie să fim exemplu pentru oamenii care sunt în, în, în paradigma aia. Noi, bă, se Pare. poate și altfel. Se poate să fii uh, fericit, se poate să fii împlinit fără să fii stabil financiar. Nu sunt stabil financiar. Uite, acum pandemia, de exemplu, eu nu mai am niciun gig pe dj nu? Dar ce înseamnă? Mor de foame? Nu. Înseamnă că am strâns atât de mulți bani în trecut încât acum zic, da, mă, trăiesc 20 de ani fără probleme. Nu. Înseamnă că în momentul ăsta de răscruce pentru mine, eu mă gândesc, bă, ce pot să fac? Cum pot să mă reinventez, să mă, să mă acordez vibrației universale? Ai dat stop? Stop? Așa, bagă-le pe rând. Exact, bagă-le pe rând. și, ce înseamnă, mă, Și sunt și invitat, dar mă gândesc și tehnic, știi? dă stop, frumos, 29 de minute. Defect e defect profesional. profesional. Da, 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 da. Mai, am fost la emisiune la ProTV, dau dintr o an dacă la ferma acum un an și le puneam la băieți camerele, luminile, la valiera, schimbam bateriile, aia. da. Adică pusese unul la mine la lumina, zic, bă, vezi că nu e bine lumina, zic, e not flattering, nu e să vede aiurea. ah, da, da, și ok. Deci am, am chestia asta în Așa. Um, Spuneai de pandemie mergem da, mai greu. Oamenii, okay? oamenii trebuie să înțeleagă și să învețe și să accepte că lucrurile se întâmplă unele, poate multe, foarte multe, fără voia lor. Lucrurile alea vin din exterior. Este de datoria noastră le să le reacționăm. Controla că plouă afară, exact. Că ninge. Și atunci ce? Trebuie să te gândești, bă, îmi pun o pelerină de ploaie sau învăț să iubesc mersul cu picioarele goale prin ploaie. Sunt alegerile noastre, noi alegem să fim așa. Corect. Fantastic. Zim cum a fost trecerea la tine cu fotografia, pentru că mulți întreabă. Eu, unul, de exemplu, nu știu cum a fost trecerea la Vali Bărbulescu de la muzică la fotografie. Cum a pornit? Când ai făcut prima poză profesională? Aveai o cameră, acasă, casă, cei de la 10 ani poze. Pe scurt, pe scurt, pe scurt, pe scurt. Bunica mea, Dumnezeu Suerte, avea în șifonier, în dulap. Nu știu de ce ținea în dulap un zenit, ăsta e un aparat rusesc pe film, vechi. Și aparatul ăsta la armai, știi, trăgea ei uh -huh. și și apăsai pe buton. Iar în momentul în care apăsai pe buton, făcea un zgomot ăsta. Dom! Bă, da, tare, adică îți clăpa ăla, îți trâncănea cu... mâna, mână, ca un, ca un trancan, știi? Și eu mie îmi plăcea de mie, aveam, nu știu, șapte, opt ani. Mă duceam, știam unde e ascuns acolo, nu mă răsa, că era un obiect tabu, aveam aparat foto, ești nebun. Pe vremea aia nu era acum, toată lumea. În fine, și mă duceam, intram acolo, puneam scăunelul, mă și făinilor, luam aparatul, armau așa știam, mamă, și îmi plăcea, deci pă, spărgea zgomotul ăla, eram așa, Aha! aveam un OCD de-asta cu zgomot. Au trecut anii, m-am apucat de DJ-ală, erau momente în care plecam cu câte o din club și ca să am așa un motiv zic bă uite îmi vrei să vii la mine la hotel dimineața să facem niște poze? Eu voiam să o cordez, nu voiam să o pozez că nici mă interesa, dar aveam chestia asta așa nu știu, de motiv. Și aia că și ea voia să vină să cordească, nu era că aș vrea să facă poze. Da, 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 hai să facem niște poze. Venea, făceam trei poze, ne făceam treaba, în fine. Și la un moment dat seama că la un an apă două, la <laughs> două gagici și zic, uite, vii cu prietena ta, da, da, să facem poze. poze. Împreună, nu știu ce, voi două, așa, feeling geală, nu știu ce, da, da. Au început astea, nu știu ce. Și-au luat limba în gură, ce făceau pe acolo, în fine. Și eu făceam poze, știi, și m-am oprit în chestia aia, m-am tripat, am făcut-o și -am una dintre ele și zice, da, faci și noi ceva sau doar poze? A, ah, zic, mă scuzați, zic, s-a dat aparatul și am trecut la treabă, știi? Băi, a aia cred că a fost, nu știu, da, cred, că luam, aveam un aparat, aveam o săpunieră de-asta mică, un aparat neprofesional, da, pozam eu și mai îmi plăcea foarte mult în locurile unde mergeam, îmi plăcea să merg pe străzi, să pozez oameni, clădiri. nu știu, clădiri cumva mai puțin, nu știu, oamenii, mi, -mi plac oamenii. oamenii foarte mult, deci iubesc oamenii, da peste ani și ani m-am apucat de fotografie m-am simțit că era undeva latentă chestia asta am zis bă uite vreau să mă fac fotograf de modă se pare mie cea mai exotică chestie știi fotograf de fashion noi în România avem avem niciun fashion ce fashion are trei designeri și alea niște neveste de nu, noi împrumutăm dezvoltatori fashion. care și-au făcut linie de în design. Și punem da, nu. Aici. Ideea e că noi nu avem cultură în primul rând, nu avem precedent pe zona asta de fashion, cum e Milano, Paris, Londra, New York, Correct. Tokyo, în fine. Și atunci ai zis, bă, ok, trebuie să fac ceva. În primul rând am învățat, din nou, fiind meticulos și așa, am învățat fotografie. Eu, vorbe, eu, am ținut workshop-uri de fotografie, am ținut masterclasses și așa. De ce pot să vorbesc despre fotografie? Pentru că știu lucrurile alea, pentru că am acumulat informația aia, e ca la tine. Bă, vorbesc despre ceva, dar am, am background-ul ăsta, nu vorbesc așa. Mă auto-intitulez eu mâine, poi mâine, fitness și nutriție, motivational speaker. Și ce? A, vin și zic la niște oameni ceva. Nu, ai acumulat, tan, 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 și atunci poți să încep să, în să fii giver, să dai. E, și am studiat fotografie de la... gândește că am studiat inclusiv fizico-optică, cu incidența luminii, cu fotonii, cu reflexie. adică chestii... Oamenii normal nu fac așa. Oamenii normal se duc și au un aparat de Black Friday și zic, bă, gata, sunt fotograf profesionist. Și pun pe Facebook. Professional photographer, gigel. Ok, oh, Ae. Uh, nu, eu am studiat. După care m-am apucat să studiez modă. Bă, moda se studiază. Atenție. Deci moda în sine se studiază. Există manuale de modă. Există... Facultate, pentru asta. Și facultate. N am făcut da, facultate. Dar ideea, am studiat. Da. Am, am acumulat informații. Am zeci de tera de informație despre modă. Ca să înțeleg ce înseamnă textură, grafism, dinamică, estetică și așa mai departe. În fine și după toate astea, mi-am dat seama că România nu fac bani și nu o să fac niciodată bani cu fotografia de modă, că, repet, nu avem modă. M-am dus la Milano, am dus la Paris, am început să lucrez, jam, jam, ca să scurtez pe fast forward chestia asta. Primul meu job mare, mare, a fost la Valentino. Fucking Valentino. Adică știe toată lumea, da? Eram rezervă pentru un fotograf, n-a mai, mai, venit fotograful respectiv, am ajuns eu main photographer, am tras plană. Entuziasm, cu, cu entuziasm, Cu entuziasm, cu drive, nu știu ce, și de acolo restul e istoria. Am, am niște lucruri cu care pot să mă laud oamenii, cred de obicei că mă laud, dar nu e vorba de laud, e vorba că. Păi o chestie, cum să zic, adevărată. S-a întâmplat chestia asta, o spun oamenilor ca să fie motivați. E foarte simplu. Motivez pe cineva, vreți. simplu. Ai drive într-un alt domeniu. Exact. Nu. Cu, ce cu ce mă laud? Cu ce mă bă, laud? Băi mă laud în primul rând cu um, faptul că. Am reușit ca fotograf român să fiu respectat într-o comunitate unde vorbim despre o aversiune față de români. Și anume comunitatea din Italia, Franța, unde, din păcate, știm foarte bine că sunt foarte mulți români plecați cu carduri, cu fete la stradă, cu ciordeală, cu mangleală, cu cerșeală e, și așa e. mai departe. Din păcate, asta este realitatea. Nu e că am nimic nici cu ei, nici cu noi, dar și ei ne judecă prin prisma acestor acestor oameni care fac lucrurile rele. Asta e, știi cum e? Pădurea cu scăturile. Dar acolo eu am reușit să-mi obțin un respect și o admirație și o, o, o apreciere în domeniul ăsta unde ei au fotografi de 30-40 de ani care fac modă și eu m-am dus un. Dude, din România, să ajung să lucrez pentru branduri mari. O să spun câteva branduri mari pentru care am lucrat direct. Încep cu um, Valentino, Alberta Ferretti, Dolce Gabbana uh, Versace, uh, Philosophy, Fendi. Deci sunt branduri foarte mari. S-a ajuns să lucrez direct cu aceste branduri. E o realizare. Deci e o, e o realizare reală. Știi, realizare reală. real. The real, real. <laughs> De, de exemplu îți dau o, o, o situație la Fashion Week-uri la Milano, Paris, Londra New York și așa mai departe eu făceam um, conținut takeover pe conturile lor oficiale contul de la Valentino de exemplu are 8 milioane de follower bă să faci să postezi în timp real pe un cont cu 8 milioane de follower vezi că e o presiune adică e o, e Bos, nu e ușor. deci nu e ușor. Ok, faci ședință de estetică înainte, că vrem cam așa, cam nu așa, cam... dar e, e, e chestia aia, bă, postez acolo și instant vezi cum apar 30.000 de like-uri. Wow! wow! Adică, na, am lucrat cu influenceri adevărați, la modul chiar aferani. Chiar aferani îmi spune fratelul, că pe soră o cheamă Vali, Valentina, și ei îi spune Vali și mie îmi spune tot Vali. Am avut o relație foarte mișto și am o continuare cu ea. Chiar are 29 de milioane de foruri. Tare. 29, 29 de milioane de followeri adică na, la un moment dat o, o fotografiam în Veneția, cred că da, la festivalul de film pe o puștoaică din Brazilia, o chema Bruna Marchezin. și agenta vine și fi și un pic mai drăguț cu ea că uh, știi cine e? Eu zic, nu, știam că e o celebrity din Brazilia, nici nu știam, Bruna uh, Și păi e uh, gagica lui Neymar Junior și zic, pe păi cine e Neymar Junior? Și la care tare, mă, nu cred, ok, ca, să nu ce Și se bă, nu știu cine e Neymar Junior, jur că nu știu. Zic, what the fuck, eu n-am nicio treabă cu fotbalul. Deci, bă, n-am nicio treabă, nu știam, deci pe bun, nu știam cine e Neymar Junior, care am înțeles că e top, tap, tata lor. E, și fetița lui Neymar Junior avea 39 de milioane, virgulă 9, face 40. Bă, that's bă that's 40 fun. de milioane de followeri, what the fuck. E, și eu trăgeam cu ea la mișto, adică eram n-am Na, considerat-o altfel să nu am, nu mi-am schimbat atitudinea dar ca să vezi știi am vergura asta am pozat o pe Kim Kardashian că spuneam mai devreme în Cannes în uh, plus toate modelele astea gen Victoria's Secret și așa mai departe plus băi sunt niște chestii dacă ești în domeniu și nu neapărat ești dacă ești în alt domeniu trebuie și ar fi mișto să te motiveze cineva care a făcut realizările astea spui bă cum a ajuns mă la Bărbulescu să o pozeze pe Naomi Campbell cum? Prin noroc? Poate. Prin întâmplare? Poate. Prin destin? Poate. Dar și prin muncă și prin dorința de a fi acolo. Bă, trebuie să-ți dorești în fiecare zi să faci asta. Eu mi-am dorit să ajung fotograf de modă internațional. Mi-am dorit să ajung să-mi văd imaginele publicate pe Vogue.com. Mi-am dorit să, să. Le vizualizai un pic înainte. Exact, exact. Proiecția asta am avut în momentul în care mi-am am intrat în jocul ăsta în vrut asta, eu mă vedeam, eu, eu nu. Mi adică. Mi se părea utopic să ajung să dau mâna, să fac cunoștință cu uh, Naomi Campbell pe care am văzut-o prima oară în videoclipul lui Michael Jackson și mi-am uh, gen, mă rog, deci îți dai seama, eu am ajuns să o cunosc pe femeia aia. Adică să faci poze. o fotografiezi. Nu, n-a fost un one to one a fost un, un documentar de stare de backstage, dar oricum am vorbit cu ea. M-a întrebat de ce ce cei ce, ce, cu scorpion, nu știu ce. Adică ajungi să fii acolo, în cărțile alea, la masa aia Dar nu poți să ajungi acolo dacă tu rămâi un fotograf de uh, eveniment cultural în slobozia. N-ai cum. Și dacă tot ceea ce sper tu e să vină ăla de la primărie să zică, hai mă, face niște poze aici, că avem o întâlnire. Oricum, tu ai de cel mai tare mesaj acum. Pentru că ai vizualizat, ți-ai dorit... Tu analizezi acum aici și eu nu. Asta e orice okay. domeniu. Zim okay. ceva, zim alt domeniu, zim ok. Filmmaking, ok, nu okay. foto, filmmaking. Zim ceva, automobile. Băi, când dacă tu îți dorești... Să lucrezi cu cei mai buni din lumea asta, să faci niște mașini super șmechere și și ah. îți dorești din toți sporii și, și înveți, te educi, tragi tare, vizualizezi, ah. devii obsedat de asta. Ce se întâmplă cu tine? Te duci într-un punct în care ajungi acolo. Tu ai atras. Se numește legea atracției. Okay. Ai atras lucrurile astea în viața ta. Și noi nu mai atrag de acum încolo. Depinde ce-ți dorești. Știi cum e, atragem ceea ce ne dorim? Ah. Suntem negativi, atragem lucruri negative. Păi îmi doresc un copil. Știu că tu ai doi să-ți trăiască, Mulțumesc. să fie mari și să crească sănătoși. Cred că cea mai mare nerealizare a vieții mele până în momentul ăsta și slavă Dumnezeu am făcut atâtea lucruri, este faptul că n-am făcut un copil. Bă, dar nu e o nerealizare, adică cum zic, știi cum a fost la mine? Trăgeam tare, munceam uh -huh. la modul că Aveam vreo 20 de ani, mama plângea că am muncesc prea mult, adică mm. eram într-un punct în care... Apropo, fac o scurtă, scurtă paranteză să o salut pe mama ta, care este, din ce am văzut eu, o femeie extraordinară, care la vârsta ei arată senzațional și nu doar că arată, îți dai seama de o femeie că e mișto din privire, din body language, din asumare. Te uiți la trei poze, eu îmi dau seama. Deci eu mă uit la bagă pe Instagram și zic, bă, nu e, nu e ce trebuie. Nicio. Și mă uit la o femeie, cum e uh, mama ta, care la 52-3, cât are acum. 52 faci 53, Denisa Enache pe Instagram. Ok, deci îți dai seama că vorbești de, de, de o ținuta anume. Mersi mult. Paranteză. Ce vorbeam? <rătări> Am trecut dintr o copii mă, mai de copii. De copii, de copii. Da. Bă, Cum, deci a, cum a fost la că, tine? Cum, cum s-a întâmplat? Deci eu vizualizam în toată partea asta cu cariera și că. Uh -huh, mă foarte să, mult, da. Să să-mi fac copiii mândri și nici nu erau proiectați. Foarte tare. Soția mea, iubita mea atunci, suntem împreună de 15 ani. Wow. Foarte uh, tare. Știam că cu ea o să se întâmple totul, dar aveam drive-ul ăla pe care tu l-aveai ca într-o zi să-mi fac copiii mândri, să mă, uh -huh. să, să le spun băi, uite mă ce am făcut, uite care a fost atitudinea mea. Uh -huh. Nu e vorba de milioane de dolari, de, e vorba uh -huh. de Drive, atracție, exact, corectitudine, exact, atitudine în toate punctele de vedere, uh -huh. să-ți dorești să lucrezi cu pasiune, știi, să lucrezi uh -huh. la dezvoltarea ta, să fie o versiune mai bună a ta în fiecare zi. Exact. Și ce pot să zic? Când o să ai un copil, să-l ai, o să zică, băi, băi, tu știi cine a fost tata și tu știi cine e tata, adică... Bine, eu sunt nemuritor, adică o să fie în continuare, știi, o să mă duc tare la... O să am 150 azi, de, de ani și mă, la grădiniță. E tare, e tare, e tare, e tare, decât să-ți să spui, bă, eu știu, am frecat-o, știi? Am frecat-o, frecat poate apar oportunități. Dar la știi, tine câte nu lucruri, asta, știi câte lucruri cred, sunt convins 100% că pot să le transmit mai departe copilor de la educație, de la experiență de viață, de la pasiune, de la iubire, toate lucrurile astea pe care le am în mine acum, eu vreau, pentru că eu nu doresc eu nu să fac un copil că trebuie. Oamenii zic, Dune, trebuie să faci un copil pe la 30 de ani. De ce, de ce trebuie? Păi nu faci niciodată. Poți să n-ai copii niciodată. Care Nu e obligație. Nu îmi doresc să fac un copil ca să demonstrezi. Domne, vreau să vă arăt că sunt un părinte bun. Nu! Nu, 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 nu demonstrezi nimic nimănui. Faci un copil dacă simți că vrei să-l faci. Copiii să nasc cel mai frumos din iubire, din dorința de a da mai departe iubirea ta și de a o împărtăși cu acel copil și de a-l educa și de a-l de deschide ca să, să, să plece în viață pentru mine a fost cea mai tare chestie. A fost realizări profesionale mari, până la 20 de ani deja realizasem un lucru mișto, până la 25 de ani la fel. Vine, mă, mai facem un 30. podcast atunci când o să am primul copil. Dar, Har, Vin cu el aici, îl pun pe masă. Dar ce zic e că feeling pe care l-am avut când s-a născut primul copil a fost, băi, asta e cea mai mare realizare. Deci e o chestie fantastică. Cred, nu știu. Dar, da, dar cred. atitudinea ta și ce faci cu viața asta și până să-l ai și după, uh -huh. normal, Reflectă, reflectă, multe și, și, ajută. Sunt pregătit. Abia aștept să vin N-am cu cine, dar Abia să zic, zic. Eu, eu sunt botez. pregătit. Adică, na. Follow Vali Bărbulescu. Da, nu e chiar așa de, 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 simplu. Mai ales după, după niște ani și după o na, situație, e un pic mai complicat, dacă mă întreb, da. Nu. că și aici funcționează legea atracției la fel. Adică legea atracției, conexiunea aia, că Băi, din păcate să știi că eu am avut care... un pattern prost și am, am, am atras într-un patern uh, greșit. Am pescuit, cum zicea cineva, într-un într lac cu pești mici și toxici, de aia de nu poți să-i mănânci, știi? Nu, te-ai focusat. Știi nu știu. unde focusul vine și Da, aici? nu știu, nu știu. Eu, clar, e eu, o parte din vină trebuie să mi asum pentru, pentru faptul că n-am un copil, da? dar pe de altă parte sunt convins că în momentul în care se va întâmpla chestia asta și simt așa că parcă se întâmplă, parcă vine știți? Simți, știi cum simți după colț așa când te urmărește cineva bă simt că, că urmează să se întâmple lucrul ăsta și simt că de, lucrurile de abia acum încep absolut, Eu, oricum asta e o chestie tare feeling-ul ăsta, băi, deci fii atent când până în botezul tău de pentru cel uh -huh. mic mai facem un pot, okay. și spun, bă, v-am zis. Bă, bă v-am zis că așa o să fie. Nu știu dacă aș, dacă aș vrea băia sau fată. Eu mi-am dorit fată întotdeauna. Deci la noi a fost uh, orice. știi? Absolut, să nu absolut, fie. normal. Și au fost provocări la amândoi în timpul Adică au fost o fel de chestii că medicii în ziua de azi spun a, știi, chestii, placenta, nebunit, oi, razna, știi, la un da, moment dat și da. te ia capul. Au avut noroc și mulțumim lui Dumnezeu că sunt sănătoși amândoi și tot ok. Dar feeling-ul e diferit, adică cum se comportă băiatul, cum se comportă uh -huh, fata, uh -huh. azi se jucau amândoi, adică e o chestie. Uite, sora mea, de exemplu, are patru băieți. Eu am botezat, adică sunt ca și copiii mei, iubesc, sunt nebunit pe ei. Uh, dar nu avem în familie o fetiță, știi? Adică eu cred că inclusiv 4 -4 o pată, fată, da, inclusiv o fată, aș putea să o educ să fie o fată, o super. Pizdă, o gagică jmeche, o femeie puternică, știi, fie ca maică da, la 52 de ani să arate bine, să fie owning it, știi? Pentru că fetele, din păcate, din păcate, primesc o educație precară, o educație care le aduce niște uh, ipostaze de, de a fi abuzate, molestate, mințite, uh, 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 nu știu... Cred că este esențială educație. Eu zic că mare parte, 99% din ce se întâmplă greșit pe pământul ăsta, Corect. nu doar la noi, în toată lumea, vine de la lipsa de educație. Unul care e educat nu o să te niciodată în trafic. Când s-a pus verde, la e bang, a claxonat. Și nu o să te înjure. Și nu o să... Adică, întotdeauna educația îți dă putere, îți dă, îți dă toleranță, îți dă înțelegere, îți dă soluția de a rezolva orice problemă indiferent că e conflictuală, indiferent că e, bă, nu știu, de bă, mediu și așa mai departe. Corect. Ne întoarcem un pic la muzică și nu stăm mult în asta. Ok. Tine cum a fost feeling-ul când ai ieșit DJ-ul anului oh, astea, Asta cu da, Sau deja pentru tine nu, era... Nu cum era... era ni top. Niște pre... Da, știu. Am, am ieșit vreo trei ani la rând. Votau pe niște site-uri de astea, de dj da. com, E o chestie internațională. Uh, pe mine nu m-au motivat niciodată premiile astea, titulaturile care astea, astea, știi? Am mai de fost muzică. votat la, la un șef de-asta, Romanian Music MTV Awards, nu știu da, ce, da. m-au votat la... În general, sunt și foarte multe blaturi, blaturi. sunt cine face și organizează, are o afinitate cu un bucăr care zice, bă, pune, am și o trei DJ, pune pe unul să fie cel mai bun DJ. Nu știu, eu cred că definiția de cel mai bun DJ e la fel de proastă ca aia cu cel mai bun fotograf, știi? Adică eu cred că noi, ca artiști, ca DJ, indiferent de, de, de felul de exprimare, că la mine am, repet, și vizual, și audio, și așa, bunătatea mea, bunătatea, ă, știu eu, validarea mea este atunci când dimineață la 4-5 plec din club și las pe ringul de dans oameni zâmbind, oameni fericiți. Uh, felul că, nu știu, în momentul în care cineva îmi scrie, domnule, am făcut acum un concept nou, paranghelia se cheamă, un fel de nostalgia, Unde uh, îi uh, am făcut pe YouTube și, mă rog, în pandemie am inventat, în lockdown am inventat conceptul ăsta, făceam pe Facebook live, mă dădea Facebook jos că nu aveam voie cu piesele, știi cum se întâmplă, dar intram și aveam câte 60.000 de, 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 de view-uri, păi, rupeam, numai piese vechi, da, dalea și românești și pă, nu știu ce. Uh, bă, mesajele oamenilor care mi-au zis că nu s-au distrat pe muzica aia de ani de zile și că s-au simțit că atunci când dansau la primul chef în liceu, ale alea te mulțumesc, alea sunt mesajele care contează mai mult decât îți dă unul o diplomă și boss, ești cel mai bun, ești DJ-ul anului, ia! nu contează. Adică eu ți-am zis, prefer să am 10 junkies în fața la un after, să pun muzică până la 12 ziua și mă simt bine, să fiu un film ăla și să zic, mamă, cum am empatizat și cum am rezonat și cum am încărcat de la oamenii ăștia, decât să vină Gigi să-mi dea diploma, știi? Nu, nu cred în titulaturi de-astea. Mă onorează, evident, și așa mai departe, dar nu, nu, titulatura contează. Repet, contează cum te simți și cum faci oamenii să se simtă. Foarte tare. Deci asta legat de muzică. Gândeam la o chestie, mă, chiar trebuie să intri în politică. <laughs> adică <laughs> și pe mă gândeam bă, dar păi, cum primit, să eu zic dar, primit. bă, dar poate nu acum dar poate în vreo șase știi ce, ce cred? Politica este cea mai meschină meserie. Păi să fii politician este cea mai meschină meserie. De ce? Păi, ar trebui să fie. Nu, că de ce? Pentru că la noi se ceva, numește știi? și în general se numește lupta pentru putere. În momentul în care niște oameni se luptă pentru ciolan, să ajungă acolo, să mănânci ciolanul... De deci ce e o problemă. E o problemă. Ei nu se luptă să câștige ciolanul, să dea ciolanul la oameni. Ia mă mâncați! M-a luptat pentru ciolan. Ciolanul e al vostru. Popor. Mâncați! Nu! Vorbim de aceeași leaptă de, de nenorociți, de corupți, de, de, de ultima uh, speță scursură umană. Ăștia sunt politicieni care trec de la unii la alții, trec, fac, de ciolanul e același. Tot ei mănâncă din el. Oamenii normali nu se bucură de nimic. Noi avem amăgirea asta, doamne, votăm, ne exprimăm votul, că dacă nu votăm, nu, nu, trebuie să pui mâna pe, știi cum a făcut ăsta în 1907? A pus mâna pe furcă, bos. Nu s-a dus, hai că votăm, că să schimbăm, nu, pui mâna pe La furcă 120. și sunt țări care au demonstrat că s-au putut da jos guverne, nu vreau să instig, adică nu e ca și cum Vino acum, instinct. Nu, dar eu cred că soluția nu este să iei scri pancarte cu uh, mesaje nostime, fanii, să te duci în piața victoriei, da, da, e monta, nu, nu, coaie, te duci și faci un la cum spune, molotov, zang, Ai, adică acolo e, aia înseamnă spirit social, spirit iubire de țară, ce vrei tu. Dar păi noi și eu... mai o chestie, adică uite, chiar vorbeam astăzi, Păi, parcă tinerii, bine, e și greu, Asta am vorbă, Sunt tineri care se duc la politică și fac, știi, termină. Dar n-au nicio șansă cine să-i primească. Știi? Cine să-i bage în seama. Ah. Ei deci vor să se exprime. Mie mi s-a să... da, mi propus de multe ori, să repet, să intru în politică. Am refuzat. Recent, un verișor a candidat la o dată de primărie în Constanța și mi-a zis, bă, vino. Vino să mă ajut, să fie alături, să schimbăm viitorul Constanței. Eu am dus în Constanța. Să schimbăm, să fie bine. Zic, bă, Bă, ca după aia să aflu că, de fapt, nu știu cum și nu știu ce și la, la, la. Adică toată lumea, toată lumea care se luptă în zona asta, bine, eu nu știu, cred că ultimul politician cu crez politic la noi a fost domnul Rațiu, da? Care avea un crez, credea într-o dogma unui partid, se lupta pentru ceva. Oamenii ăștia nu se mai luptă pentru o ideologie, se luptă pentru putere, pentru ciolan. Deci nu, repet, îmi pare rău, nu o să intru niciodată în politică, oricât de bun aș fi, aș fi foarte bun, pentru că în primul rând am discurs, în primul rând am educație, în primul rând am o coloană vertebrală, o scară de valori, sunt un bărbat asumat, pot să mă sui pe o scenă la un congres să spun, bă, hai să facem așa, așa, așa și să mă țin de chestia aia. În momentul în care tu spui, vă face așa, așa, vin fraieri, votează, ai un buget de 100 milioane de la comunitatea europeană, și tu în momentul cum să furi. A, avem o A, -a, a gata. Am pus acolo, ia de luvărul, fă o casă, dă cu daia, vezi că mai ai niște pădure de tăiat, vezi că niște minereuri, vinde, mă, ce fabrică ai? Nu, vin do, -o. nu, nu, asta nu e politic. Eu nu, eu nu, nu vreau să... Ai eu aș mi-ar fi, mi fi, plăcut să fac parte din sfatul bătrânilor. 12 bătrâni, 12 oameni trecuți prin viață, care să zică, bă, ăsta e bine, ăsta e rău. Nu din Parlament sau Senat cu niște corupți nenorociți. Oricum, știți ce s-a întâmplat acum la Piatra Neamț? Șase persoane au decedat într-un incendiu, într-un spital de COVID, internați de COVID. Am auzit. Treaba nașpa era că s-au primit fonduri pentru a să se soluționeze problema acolo și cineva n-a semnat. Cineva a semnat că nu și-a luat el parte. știi? Sunt om bătrân, credem, mă trec pe viață. Despre ce vorbim? Situația asta se întâmplă la în fiecare orice colț la orice din România. La orice colț din România să dau șpăgi, să iau șpăgi. Există trafic de influență, există nepotism, există lipsă de profesionalism, există lipsă de asumare, există uh, minciună, corupție. Asta se întâmplă peste tot. Că se întâmplă și să iau foc de un spital, să moară șase oameni în Asta nu, 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 e, nu e relevant. Deci, repet, noi vorbim de o chestie fundamentală. Astea sunt niște vârfuri, niște înțepături într-un corp, într corp, viciat, într-un corp care are metastază în ultimul stadiu. Vi și îl înțepi. Zice, a, m-a înțepat cu despre ce vorbim? Noi vorbim de un sistem viciat pe ansamblu. Nu că s-a întâmplat și a dat o șpagă și a venit ăla, i-a mărit salariul cu 1000 de euro și... Dumnezeu să-i odihnească, dar nu, nu, nu ai nu ai soluție. Bă, eu sper că măcar copiii mei să prindă ceva mișto, știi, și ai tăi, știi? Pentru că e speranță, se mă duce o generație, mor ăștia și vin alții, știi, în principiu, chiar așa da. să vină Vrei la, să la, te la, la dezamăgi să spun că sunt aceiași de 30 de ani, da? Adică tu conștientizezi că sunt aceiași. Da, da, uite aceiași te -te ce -au. comuniști, au. securiști. Uite te -te ce vârste au. Ei au prins comunismul, adică l-au în sânge, știi? l acolo, okay. știi? Da. că cei care urmează care... nu sunt toți Legați? A, nu sunt tot de aceeași speță. S-a mai născut o generație? nouă. Adică, uite, iar trebui măcar să aibă și vârsta. După mea, și mai an. tineri cam. <fix> ok, ok. Eu, mie, mie îmi place că tu ești optimist. Ui, trebuie să sperăm. Îmi place, da, îmi place că ești optimist. Eu, din păcate, nu mai am nici o speranță în ceea ce privește viitorul acestei țări, din punct de vedere politic, mai nou și economic, pentru că s-au distrus și s-au călcat în picioare și a fost o bătaie de joc și este în continuare o bătaie de joc la toate nivelurile de la corporațiile care cumpără timpul și viețile oamenilor, mari de corporații, de la fabricile care asigurau existența orașelor întregi care au fost vândute pe un căcat de bani, da? până la intenția globală de a ține oamenii într-un frâu, de a-i manipula și de a, de a le oferi niște, uh, niște lucruri cu porția. Vorbim de o manipulare generală la nivel global. Noi suntem câmp de testare. În România se testează, e codex alimentariu, se testează medicamente, vaccin, alimente, b b soluții chimice, nechimice, poluare, nepoluare, b ADN, ARN. Noi suntem niște cobai. De ce? Pentru că ne-am vândut. Și acum am dat-o într-o chestie super serioasă, super deep și gravă. Păi, dar partea bună din treaba asta, că dacă stai să analizezi, e că... Nu trebuie să stai C după nimeni. Și cine poate o no, să se roade, știi cum e? bă, românii au chestia asta să se re să renască, cum e pasărea Phoenix din, 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 cenușă. Bă, se naște unul și zice, bă, hai să facem altceva, să ne reinventăm, să dregem. Am fost <mână -mă> un moment ăsta de, de stand-up cu, cu, Teo zile trecute și zicea, bă, când ne pun ăștia chipuri, lasă-mă că o să apară de la colțul străzii cu, bos, vrei să dau un chip de la bună, hai că schimb un pic să fie mai bine, să <mână -mă> înțelegi. Deci la, no, eu cred, eu cred în nație, deci cred în, în popor român, cred în energia telurică a acestui pământ numit România, e extraordinară. Avem nu degeaba se zice că suntem între cele trei puncte mari energetice de pe glob, dar nu cred cumva în, 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 în oameni ăștia care. Parcă din ce în ce mai rău fac să fie din ce în ce mai rău. uite de tu la îndobitocirea generală. Băi, vorbim de o îndobitocire. Generațiile noi nu mai știu să scrie, bos. Scriu mi-am, mi-am, trebuie i, doi de i fi, zi, chi. Știi cum e chestia aia? Bă, trebuie să înveți să scrii că che una, e, faci cu una e să fii futut și alta e să fii futut. You know? Sunt două chestii Sunt două diferite. Zi, Dacă zi, nu zi. faci diferența între un i și doi de i, e, e, e grav. Dar ne întoarcem la educație, ne întoarcem da, în momentul în care am zis că 90% dintre uh, problemele noastre, că vorbim acum de noi, nu mai interesează de alții, vin uh, din cauza educației precare. Asta cu self-education funcționează, să știi. Asta ne-a da. funcționat, până la urmă. Okay. Uite ce ai făcut pe parte de foto. Cum ai învățat muzica, nu te-ai dus la Armin Van Buren și ți-ai uh -huh. zis, uite mă, vali mă, aici nu e verișorul buton, nu. lui Van Buren, să că bost, și, te și, iau și o să nu era YouTube la... atunci să Numarul intri lemn. să vezi că uite cum se face, că în ziua de astăzi dai pe YouTube Mixerul pe care l-ai avut uh -huh. sau care ce e cel mai Și un cocktail Molotov acum, găsești cum să-l faci cum pe YouTube? să-l faci și, și copiii, înveți să faci pe YouTube. Acum. Cuvântul de final. Vă, gând de final. Pentru gândul cel mai fericit astăzi este, în primul rând, din punctul meu de vedere, dezvoltare personală. Adică okay. Eu nu o să reurmăresc asta să mă motivez eu pe mine, zic okay. sincer. Okay. Pentru mă bucură chestia asta. Mesajele pe care le-ai dat și succesul pe care l ai avut și succesul pe care l ai și mentalitatea pe care o ai, face o mare diferență. Pentru că, din punctul meu, n-am pus niciodată valoare pe bani. Bă, câți bani are ăla. Uh -huh că uite-te la fostul al Monica Columbea, Columbeanu, sau unde stă într-un garsonier acum sărac, uh -huh. nu mai are niciun ban, nu știu dacă știai. Se cheamă Irinel. Cum avea un... Nu, conduce un nou la Astra acum, vechi. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, și cred stă da. într-o garsonieră și a pierdut toți banii. Fericit. Și, mă, nu pare că e, dar poate să-și facă fericirea singur, știi? Adică, na, în okay. principiu, toate palatele astea pe care le vedem, mașinile, benle, chestii care oricum era în leasing operațional și casa uh -huh. oricum era pusă gaj sau nu știu ce, curate cu leasinguri. Toate să sunt de fațadă de multe ori. Contează, băi, cine e omul ăla? Știi uh -huh. că asta am vrut eu azi. Băi, cine e Vali Bărbulescu, știi? Bă, n-am Bentley, Și, dar, cine e el ca om? Știi ce putem să scoatem de la el? Știi care e pasiunea Care e drive-ul lui? Pentru uh -huh. că asta face o diferență. Că oricum, când murim, nu-l luăm nici Bentley-ul cu noi, nici mai bacă nici casele. Uh -huh. Dar omul rămâne, în principiu. Inclusiv pot ăsta asta să rămână mulți oameni să-l vadă. Uh, știi ce m-am gândit? Întotdeauna m-am gândit că nu mi-ar plăcea să fiu nemuritor, dar mi-ar plăcea foarte mult să las în urma mea ceva nemuritor. Iar acest uh, ceva se constituie pe de o parte din experiența mea, pe de altă parte din înțelegerea mea. Din munca mea, din dăruirea mea, din felul meu de a fi, din felul în care am Are. făcut oamenii să se simtă. Oamenii vor ține minte întotdeauna cum îi faci să se simtă. Oamenii uită că ei înșelat, înjurat, mințit, că le-ai furat din buzunar. Dacă îi faci să se simtă nasol, vor ține minte chestia asta. Dacă îi faci să se simtă bine, vor merge și se vor încărca de, 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 de acest încet. sentiment. Pentru mine bucuria acum este că trăiesc aceste vremuri este că am acumulat din trecut o sumedenie de experiențe, exact cum ți-am povestit, diferența între cea mai nasoală și cea mai frumoasă experiență, asta înseamnă viața, după părerea mea, și bucuria că ceea ce se întâmplă acum, în acest prezent, eu oricum cred că prezentul e cumva relativ și că trăim de fapt, că toate lucrurile se, se întâmplă cumva în același timp, doar că sunt felii diferite, da? Mă bucură foarte tare că lucrurile astea, energetic vorbind, se pot rezona și într-un viitor. Că e vorba de o generație care vine după noi, e vorba de niște oameni care se inspiră din ceea ce vorbim, suntem și facem noi acum, aici cu podcastul ăsta. Că e vorba despre copiii mei pe care îți spuneam că vreau să-i educ așa cum cum am acumulat eu și să încerc să le dau tot ceea ce am eu mai bun, nu bani. Vreau să-i să educ atât de bine și atât de frumos și atât de deschis de încât să poată să facă ei de 10 ori mai mulți bani cât am făcut eu sau să aibă de 10 ori mai mult succes și să fie de 100 de ori mai buni și mai mulțumiți cu ei în uh, față de cum sunt eu acum. Iar gândul de final este foarte simplu. Credeți în ce puteți să faceți. Nu în ce ați făcut. În ce puteți să faceți. Pentru că ce ați făcut s-a întâmplat deja. Ce faceți acum poate schimba viitorul. Iar ceea ce puteți voi să faceți acum este ceea ce alți oameni vor lua de exemplu. Inclusiv noi putem să ne întoarcem și eu pot să mă întorc la momentul în care mi-am vândut mașina să-mi iau două pick să mă apuc de muzică și să mă gândesc acum la 45 de ani că atunci am avut coaiele necesare să iau acea decizie, să rămân fără mașină, să merg pe jos cu troleibuzul ca să am picapurile alea să-mi îndeplinesc pasiunea, să-mi urmez visul. Deci este totul despre asumare, despre a visa, despre a-ți urma acest vis și despre a crede în tine implicit dragilor Falii Bărbulescu, episodul 3 episodul 3 din Antonio Fit, jungle, de asta Jingle unde e episodul 3 din Antonio Fit 24 Yes, yes, yes. ladies and gentlemen thank you thank you very much woo, 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 woo. like subscribe și să fie bine Mulțumesc frumos pentru invitație Urmăriți Antonio Podcast 24 și aveți ocazia să cunoașteți oameni care vă pot face să deveniți mai buni, mai fericiți, mai împliniți, mai motivați și, și fericiți și trăiți, tră, trăiți cu pasiune, dragilor, follow, vali vorbulescu și cu... mai treziți. Și și pe YouTube, și pe Instagram și nu-l bombardați acum cu mesaje care sunt secretele, ce face, cum face. Urmăriți podcast-ul ăsta de două, trei ori, Mersi nu doar o dată, pentru că îți fac o diferență. Ai făcut o diferență astăzi pentru mulți oameni și mă bucur. Pentru mine ai făcut o diferență și asta contează. Băi, chiar mă gândeam acum dacă îți fac podcast să astea, măcar pentru mine că mă ajută pe mine pe e-mail vă să facem treabă. Mersi, Mersi frumos, la... Antonio! Numai bine. bine! Ceau, ceau, ceau!